Avem un staff tehnic. Cu această ocazie, domnul Ionuț Badea, îl prezint ca noul antrenor principal, un staff tehnic profesionist, spun eu, format din Ionuț Badea, Dragoș Radu, Vasile Stan. Pentru mine personal este un nou început, de asemenea și pentru jucători. Am avut un prim contact cu ei la antrenamentul de ieri. Urmează o perioadă foarte dificilă din punct de vedere mental. Există o perioadă de adaptabilitate foarte scurtă. În absența președintelui Pârvulescu, plecat la adunarea generală a Federației, dar și a bosului Condescu, prins cu negocierea contractelor jucătorilor de la Curtea de Argeș, Badea a fost prezentat oficial astăzi în prezența vicelui Viorel Temelescu. Și asta în ciuda faptului că tehnicianul nu și-a pus încă semnătura pe contractul cu Pandurii. De ce perioadă ați semnat? Deocamdată nu este discutat acest aspect. Am preferat să discutăm toate aspectele legate de lotul de jucători, contractele acestora. Pățiți sezonul trecut cu Ciobotariu și Cârțu, care au dus echipa în Liga a doua, conducătorii Pandurilor speră ca Badea să termine deasupra liniei retrogradării, așa cum a făcut-o cu FC Argeș și Internațional. Nu de alta, dar la anul, Condescu s-ar putea să nu mai aibă milioane de euro pentru a reveni iar la masa verde în Liga 1. Dorim să facem o echipă competitivă, să obținem un loc care, în acest campionat, un loc care să ne scape de griji, deci fără retrogradare. Sper ca proiectul Pandurii să ajungă nu la un obiectiv de rămânere în prima ligă, ci participare în cupele europene. Obiectivul meu personal ca antrenor este să ajung într-o finală de cupă europeană cu echipa românească. Pandurii vor debuta vineri contra Urziceniului în cel de-al șaselea sezon consecutiv în prima ligă.